Întreaga lume a sărbătorit ziua mondială a ciocolatei, un desert atât de iubit de marea majoritate a oamenilor. Pe 7 iulie, întreaga lume sărbătorește Ziua Mondială a Ciocolatei, un eveniment care celebrează rafinamentul și indulgența gastronomică oferită de acest aliment. În afară de aroma și gustul său inconfundabil, ciocolata are și unele beneficii pentru sănătate. Ciocolata neagră cu un conținut ridicat de cacao este renumită pentru proprietățile sale antioxidante care pot contribui la menținerea sănătății cardiovasculare. De asemenea, consumul moderat de ciocolată poate stimula secreția de endorfine, hormonii fericirii generând o senzație plăcută de bine și de relaxare. Etichetarea ciocolatei este foarte importantă și trebuie să includă următoarele informații. Denumirea produsului, numele și adresa producătorului, ambalatorului sau distribuitorului. În cazul produselor importante este necesară afișarea numelui și adresei importatorului sau distribuitorului înregistrat în România, data durabilității minime, cantitatea netă și condițiile de depozitare. În cazul ciocolatei și a produselor din ciocolată, trebuie menționat obligatoriu conținutul de cacao exprimat prin procente de substanță uscată, astfel cacao, la sută minim. În cazul ciocolatei umplute, trebuie menționat produsul de umplutură. Excepție de la indicarea cantității nete fac produsele din ciocolată preambalate cu o greutate mai mică de 50 de Grame. Această excepție nu se aplică produselor cu o greutate netă mai mică de 50 de grame fiecare, atunci când sunt prezentate într-un ambalaj ce conțin două sau mai multe astfel de produse. Dacă greutatea netă totală, inclusiv ambalajul, este egală sau mai mare de 50 de grame. În cazul produselor din ciocolată turnate și goale în interior, această indicație poate fi înlocuită cu conținutul net minim. Relatează știrile canal de